Salutare tuturor și bine ați revenit la vlogul Dacia 50. Numele meu este Albert Vrăbiuță și astăzi continuăm povestea pe care am început-o pe drumul spre concursul de eleganță auto de la Sinaia săptămâna trecută. Vă amintiți, drumul plin de peripeții alături de Colette și de Alexandru. Ce pot să vă zic este că am pornit 3 mașini la drum, în cele din urmă am ajuns la Sinaia doar 2. Ce s-a întâmplat? Link în descriere pentru vlogul anterior. Ce pot să spun de aici este că e unul dintre cele mai șmechere concursuri de eleganță auto la care am participat vreodată și pe această cale aș dori să mulțumesc din suflet celor de la Retromobil Club România, care mi-au făcut o mega surpriză și anume în momentul în care am ajuns efectiv la Sinaia, m-au recunoscut oamenii de acolo și m-au oferit un free pass, un badge care mi-a permis accesul în toate zonele pe care ceilalți nu puteau să le acceseze. Și vlogul acesta n-ar fi ieșit dacă n-aș fi avut sprijinul lor. Deci mulțumesc tare mult Retromobil Club România pentru suport. Mulțumesc încă o dată Alexandru, a.k.a. Spitalul de Sutici, pentru că m-a adus până aici. Și acum o să vă arăt ce s-a întâmplat la Sinaia. O să vedeți niște mașini foarte, foarte, foarte frumoase și foarte elegante și niște interviuri care sper eu să vă placă. Spor la vizionare! Suntem aici cu domnul Mircea Munceanu, posesorul unui Fiat extraordinar de frumos. Ne puteți spune câteva cuvinte despre el? Este o mașină din 1924, e cu fix 50 de ani mai mare decât mine. Asta a fost unul din criteriile pentru care am ales-o. E o mașină pe care am achiziționat-o anul trecut din Belgia, a stat la același proprietar peste 60 de ani. Ultima ei restaurare a fost în urmă cu peste 50 de ani din declarațiile domnului respectiv, în conformitate cu regulile retromobilului din Franța, care au agreat modificările pe care le-a făcut, iar eu am încercat să o mai înnoiesc puțin la modul de a-i prospăta puțin niște deficiențe tehnice cu care a venit tip ambreiaj, cutie de viteze. Umblând acolo au mai apărut și alte defecte minore pe care le-am remediat și am încercat să-i păstrez forma și tenta originală, adică o grămadă din elementele de pe mașină au într-adevăr cei 95 de ani a ei și e o mașină care, sigur, nu e o plăcere la condus. Aceste mașini vechi sunt dificil de manevrat, dar au un farmec aparte și aerul lor este de nedescris. Spuneți-mi, vă rog, ce v-a determinat să o achiziționați fix pe aceasta? Adică care a fost declicul? De ce ea și nu un alt model? A fost o întâmplare. Am ajuns de la un cunoscut din Belgia, m-a sunat că știa că sunt pasionat de mașini vechi. Îmi spunea că a achiziționat un imobil, un garaj în care sunt două mașini de care proprietarul trebuie să le evacueze până la sfârșitul anului trecut. Okay. Și dacă nu mă interesează, am fost tentat de un BMW 326 Cabrio, era o mașină din altă categorie și un alt renume. Aceasta nu mi-a atras într-o primă fază atenția, aveam impresia în poze că e mult mai mare și mai urâtă și așa mai departe. Ajungând acolo, situația a stat exact invers. Un Cabrio cu foarte înalt și cu o alură extrem de masivă, în comparație cu mașinuța asta care părea de jucărie, deci un sedan e mult mai mic decât celelalte și m-a atras foarte mult, m-a atras din prima. Am văzut-o cum arată așa cochetă, drăguțică, n-am reușit să-l iau pe amândouă, că cealaltă nu era chiar ce ar fi trebuit să fie și atunci am optat pentru ea. Au apărut ulterior foarte multe coincidențe. Asta că cum ar fi? Că e fix cu 50 de ani mai mare decât mine, că a fost restaurată cu peste 50 de ani în urmă.
Deci multe, multe elemente de genul, de genul acesta, da. Deci se pare că am fost făcut unul pentru aia. Știu că în rândul pasionaților de automobile nu există un singur automobil în colecția personală, de obicei. Pentru dumneavoastră este aceea situație? Este singurul din colecție? Nu este singurul din colecție, am mai multe mașini achiziționate. Eu sunt un fan al mașinilor americane, muscle car-urile din anii 60-70. Și am un Buick din 72 cu care am fost anul trecut la concursul de eleganță și am luat premiul de la categoria respectivă, o mașină extraordinară și tot așa o mașină conservată, nu este o mașină, n-a fost o mașină restaurată, mașină conservată integral și de aceea îmi plac aceste mașini care își păstrează forma, ori sigur cu tehnologia zilelor noastre putem să le facem pe asta de un milion de ori la perfecțiune, dar perfecțiunea acestei imperfecțiuni mi se pare de nedepășit. Să spunem că sunt niște cicatrici ale experienței sale. Exact, exact. Fac parte din povestea ei. Nu este botoxată, să spunem așa. Își arată vârsta, își arată bine la cei 95 de ani pe care i-a. Este minunată. Vă felicit pentru posesia sa. Sper să avem posibilitatea la un moment dat să discutăm mai multe despre întreaga colecția dumneavoastră. Oricând, cu plăcere, vă așteptăm la satul mare. Foarte frumos, n-am fost niciodată, deci e o ocazie ideală să vin până acolo. Putem face un preambul, am investiția mea, acum trebuie să mă laud. Desigur, desigur. Contribuția mea personală la mașinuță este acest cufăr care a fost desenat de mine, confecționat de niște prieteni de-ai mei din satul mare. A venit fără ladă. Okay. Și asta a fost dorința mea, să fac o ladă verde pe care să pot să o dotez cu ceva de genul. Deci vă aștept la satul mare, da? Să beți o pălincă și să mergem. Acum vă dați seama că nu mai pot să mai refuz. La iarbă verde. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Ajungem la Renault Dauphiné Gordini din 1967, prezentat de Alexandru Nicolae Alexandrescu. De asemenea, o mașină foarte specială, în foarte multe feluri o putem considera predecesorul Daciei 1100. Ce este foarte special este faptul că vorbim despre un Gordini, este un model care s-a vrut a fi de performanță, care ar fi trebuit să aducă o sportivitate crescută acestei mașini. Gordini, în primul rând, a pregătit o serie limitată de mașini pentru raliuri și această mașină are un lucru în comun cu Volga, din punctul ăsta de vedere. Ambele au participat la Monte Carlo. Volga la raliul Monte Carlo în timpul respectiv. Volga, din păcate, echipajele Volga în 62 și 64, dacă nu mă înșel, n-au reușit să termine pentru că au avut probleme tehnice și mai aveau o mare dificultate. Aveau hărți din al doilea război mondial. Vă mulțumim că ați prezentat mașina. Știu că sunt multe de povestit despre mașină. Este o mașină specială. Înțeleg că este și foarte bine întreținută. Fetițele nu mai vor să se întoarcă în mașină. Vor să stea cu noi.
Vocea 1410 Sport din 1989, prezentată de Andrei Dorobanțu. Totodată este și ultima mașină participantă în concursul de anul acesta. Am căutat peste tot în țară să găsesc un model cât mai nemodificat. Din păcate nu am găsit și în momentul când am abandonat ideea, bineînțeles că a apărut. Am vrut să le restaurez cât mai aproape de starea în care a ieșit el din fabrică, pentru că, din păcate, nu mai găsim decât cu tot felul de modificări la motor, la cutia de viteze, la scaune și mai departe. Deci tot ce vedeți pe ea sunt piese Dacia, a trebuit refăcută de la zero, deci a fost dezechipată total și revopsită și totul refăcut. Ce aș vrea să mai spun, Andrei, este că rămâi cu siguranță în istoria concursului de eleganță, indiferent pe ce poziție te vei clasa, pentru că este prima Dacia Sport care participă la CES. Felicitări! Deci ești un norocos. Nu au fost modele mai vechi atestate înaintea mașinii tale, așa că ești în premieră cu o Dacia Sport la Sinaia, dacă nu știi. Cel mai bine conservat.